Binecuvântat să fie numele Lui. Psalmistul spune, binecuvântat să fie Domnul, căci El ascultă glasul rugăciunilor mele. E minunat să știi că ești ascultat de Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, să binecuvântăm numele Lui pentru o săptămână de binecuvântări, de purtare, de grijă. Și cântarea spune, Doamne, ți-aducem închinare. Da, Doamne, ești minunat și Te slăvim pentru dimineața aceasta, Te slăvim pentru că ai fost cu noi, Te slăvim, Doamne, pentru că vei fi cu noi și în ziua de astăzi. De aceea dorim, Doamne, să înălțăm numele Tău, Doamne. Te cerem în ajutor, Doamne, în tot ceea ce facem în casa Ta și Te cerem în ajutor în tot ceea ce facem în viața noastră. Doamne, Te rugăm ca Tu să ne călăuzești, dă-ne înțelepciune pentru toate lucrurile
Ne încredințăm ție, Doamne, și dorim, Doamne, să fim ascultători de Tine toată viața. Amin. Amin. Așa cum stăm, haideți să citim câteva versete din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, începând cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 1040, 1040. Cuvântul Domnului spune așa: un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei, Martei și al Mariei, sora ei, era bolnav. Maria era cea care a uns pe Domnul cu mir și l-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbise despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit și mă duc și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin. Amin. Să luăm locul și să mai cântăm spre slava Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Slavă Lui. Haideți să lăudăm prin cântare. Doar în Hristos mă încred mereu, lumina și tăria mea.
Doar iubirea ta, doar iubirea.
Bine ați venit în casa Domnului și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare și să vă răsplătească cu viață veșnică. Amin. Textul pe care l-am citit în dimineața aceasta începe cu un oarecare Lazar. Și dacă ne gândim la noi, la fiecare, suntem un oarecare și totuși Domnul Iisus îi pasă de noi, se îngrijește de toate lucrurile noastre și este gata să ne vină în ajutor ori de câte ori avem nevoie. Când viața decurge armonios și lin și fără niciun un fel de probleme, sunt atâtea lucruri care nu le mai băgăm în seamă. Trec pe lângă noi așa, fără să ne uităm la ele. Dar atunci când vine ceva care ne tulbură liniștea, ne schimbă direcția vieții, parcă toate lucrurile primesc o altă valoare. Ne gândim la anumite lucruri, le punem în fața anumite lucruri. Atunci începem să prețuim lucrurile pe care nu le-am prețuit până atunci. Ne dăm seama în multe momente din viață că suntem slabi, suntem neputincioși. Nu avem nicio putere, dar avem nevoie de cineva care într-adevăr poate să ne rezolve problemele în care suntem sau în care am intrat. Câteodată venim și cârtim. Și mă iertați că o spun, dar nu facem din înțelepciune lucrul acesta și nici nu ne ajută la nimic. Ba dimpotrivă, câteodată ne face rău. Am vrea să scăpăm de lucrurile care ne vin și ne iasă în față. Dar Dumnezeu a rânduit o cruce pentru fiecare. Și El a pregătit crucea pentru umerii noștri să potrivească pentru umerii noștri. Dar și umerii noștri i-a pregătit ca să poarte crucea pe care El ne-o dă. Este minunat, aici am citit în versetul 5, și Iisus iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar. Ce minunat este să fii iubit de Domnul Iisus. Și pentru că timpul aproape a trecut, timpul cât trebuia să vorbesc, aș vrea să mă leg numai de lucrul acesta. Ce minunat te simți când ești iubit în familie, ce minunat ești, te simți când ești iubit în biserică, ce minunat ești și te simți când ești iubit oriunde te duci. Dar mai mult decât atâta, să te iubească Domnul, să te poarte la inima Lui și să-L porți în inima ta pe Domnul și în toate lucrurile să ai unde să te duci, să ai pe cineva care vrea, dar și poate ca să-ți vină în ajutor. Săptămâna aceasta am avut o săptămână mai deosebită. E adevărat că cu sora Ica am muncit împreună la un gard și ăsta, dar am avut așa un timp deosebit și cu nepoți. Vineri a venit Ligi cu copii și au umblat prin grădină și au luat roșiile alea micuțe și ne-am bucurat că chiar dacă noi le-am plantat și le-am udat, a fost cineva care a dat binecuvântarea și s-au copt. Și a fost minunat, am făcut un cor și ne-am bucurat acolo. Și s-a continuat, vineri seara, sâmbătă, cu Cosmin, cu familia, cu copii, ne-am bucurat în Wisconsin și mai mult decât atâta. Ne-am bucurat că am semănat, am udat și Dumnezeu a făcut să crească și să coacă. Dar acolo am umblat prin pădure, prin ăsta și am văzut lucruri care nu le-am plantat, nu le-am udat și au avut un gust parcă mai deosebit. S-a îngrijit Dumnezeu de noi, chiar dacă n-am făcut nimic, să ne dea ceva și cu un gust mai minunat. Așa este viața împreună cu Domnul. Primește gust, primește viață, primește sens a trăi și chiar a muri împreună cu El. Spune aici că Lazar a murit, deci a trecut dincolo, n-a mai fost nici o speranță pentru el.
Și atunci m-am gândit ce minunat este că nu mai avem nicio speranță în viața asta. Că nu mai avem parcă nicio rezolvare în lucruri. Atunci intervine Domnul cu mâna totputernică și cu dragostea Lui care este nemăsurată pentru noi și ne ridică de acolo. Și ne face ca într-adevăr să ne simțim niște oameni, niște copii, niște moștenitori ai cerului prețuiți înaintea Domnului. Ce mare lucru pentru noi! Și aș dori în dimineața aceasta, din toată inima, să venim și să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut și ceea ce face pentru noi. El a spus, voi fi cu voi în toate zilele. Deci nu numai săptămâna trecută, nădăjduiesc și cred că Domnul va fi cu noi și în săptămânile viitoare și până la sfârșit și cu noi în slavă. Și Domnul să ne ajute pe toți ca să ajungem acolo. Haideți să ne ridicăm și împreună cu copiii, ca de obicei, să venim și să-i spunem Domnului dragostea noastră. Și așa cum cu părinții ne bucurăm când ne adunăm să discutăm, ce minunat este când venim înaintea Domnului și discutăm cu El. Și ce minunat este când simțim că Domnul se bucură de ceea ce facem. Și fie ca viața noastră să fie plăcută înaintea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze și haideți cu copiii să ne rugăm Domnului. Slavă ție, îți mulțumim, Doamne. Amin. Mulțumim pentru natura care ai creat. Da, Doamne. Amin. Doamne, ca să fii cu noi acum. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Amin, te rugăm. Da, Doamne. Glorie ție, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Te rugăm. Amin. Da, Doamne. Amin, te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Da. Amin. Da, Doamne. Amin. 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 Da, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim. Amin.
Amin. Da. Amin. Da. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Da. Amin. Îți mulțumim, Doamne. Glorie ție, Doamne. Amin. Da, Doamne. Slavă ție, îți mulțumim. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne. Da. Amin. Da, Doamne, te rugăm. Amin. Glorie ție, Doamne. Amin. Îți mulțumim, Doamne. Da. Amin. Tată, te slăvesc în numele Domnului Iisus și pentru copacul din dimineața aceasta în casa ta. Da, Doamne. O săptămână de alergare pentru noi, Doamne, am venit să-ți mulțumim și să ne închinăm cu bucurie înaintea ta, că ne-ai păstrat cu viață și cu sănătate. Da, Doamne. Îți mulțumim că fiecare pas ai fost alături de noi. Îți mulțumim că ne-ai păzit de cel rău. Îți mulțumim că ne-ai dat biruință. Îți mulțumim că ne ocrotești în chip minunat. Îți mulțumim că am putut sări în sus de bucurie, așa cum spune psalmistul, la vederea tuturor lucrurilor pe care Tu le-ai creat pentru noi, mulțumim, ca să ne bucurăm de ele. Te laud, Tată, și îți mulțumesc că al Tău este cerul și pământul cu tot ce este în El. Amin. Tu ești măreț, Tu ești minunat, Tu ești grandios, ajută-ne să ne încredem în Tine. Amin. Doamne, temelile pământului se scutură și vedem bine că întreg pământul e nenorocire, dar noi nădăjduim în Tine. Amin. Ne credem în Tine, Doamne. Tu ești Dumnezeul nostru. Și orice vremuri rele se văd la orizont, noi ne încredem în Tine. Amin. Eu știu că Tu ne vei purta de grijă și de trup și de suflet. Da. Mă rog pentru sufletele noastre în mod deosebit. Țintește cel rău să ne distrugă credința. Dai milă de noi. Amin. Mărește-ne credința. Ajută-ne să credem că prin boală, prin lipsuri, prin foamete sau ce mai îngădui Tu să vină asupra noastră, totuși Tu domnești, totuși Tu ești pe tron, totuși Tu ai în control lucrurile și ai și viața noastră în control. Mulțumim. Te rog din toată inima, nu lăsa biserica Ta să scadă în credință. Amin. Te rog, mărește-ne credința și te rugăm, pe cei nemântuiți dintre noi, Doamne, grăbește mântuirea lor. Da. Noi nu știm când va fi sunetul trâmbiței. Îl așteptăm, Doamne, că mai frumos ca în cer nu poate să fie nici unde. Da. Sunt conștientă de asta. Te rog, dăruiește-ne credință. Amin. Te rog, ajută-ne să credem că cuvântul Tău este da și amin. Și ce ai spus Tu se va întâmpla, ori ne place, ori nu ne place. Da. Pentru că majoritatea din cuvintele Tale s-au împlinit deja. Credem din tot sufletul că vei duce până la capăt această lucrare a Ta. Amin. Mântuiește, Doamne, pe cei din familiile noastre care încă stau nepăsători. Cu toată pandemia asta, parcă nu s-au clintit din loc. Doamne, te rog, intervină în viețile necredincioșilor din casele noastre. Da. Atrage-i la Tine, Doamne. Nu știu ce să mai facă mâna Ta. Te rog, mântuiește-i, Doamne. Amin. Te rugăm. Astăzi revarsă har peste copiii aceștia. Amin. Plănește mântuirea lor, Doamne. Te rugăm. Vorbește-le
și de vreme și târziu, dar vorbește-le, Doamne, că să te numele lor. Sfințește robii tăi, că și ei, Doamne, sigur s-au înrutărit săptămâna asta, sfințește-i, Doamne, amin, ca să poți să-i folosești ca și canale minunate pentru cuvântul tău. Deschide-ne inima tuturor, spală-ne și pe noi de gânduri, de vorbe, de atitudini greșite. Te rugăm. Și-ți mulțumim că vei lucra, pentru că te cunoaștem și știm cât ești tu de bun și de minunat. Slăvit să fii Tatăl nostru, amin, și în veci de veci. Amin. 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 O, ajută-ne, te rog. Îți mulțumim pentru prezența ta aici. Amin. Mulțumim pentru prezența ta în inimile noastre. Da. Slavă fără tine. Că n-ai fi tu în noi și în noi. Am fi pierduți în lumea aceasta, dar ai avut milă. Și ne-ai promis că până la sfârșit ești cu noi. Glaudă-ți. Amin, te rugăm, Doamne. Peste aceste și peste tot pământ, văd lucrarea ta prin oamenii. Da, Doamne, te rugăm. Și prin noi, Doamne, ajută-ne să mijlocim, ajută-ne să ne mărturisim, că cât mai este har să se întoarcă multă. Amin. Așa te rugăm pentru familie. Da, Doamne, te rugăm, mai milă. O, fie-ți milă. Amin, te rugăm. Da. Și noi știm, noi nu putem face decât să aducem înainte, dar tu poți. Și noi îți mulțumim pentru puterea și dragostea cu care atragi omenirea la tine. Dă binecuvântarea ta astăzi. Amin. Te rugăm, Doamne. Te rugăm. Ajută-ne, Doamne. Amin. Doamne Iisuse, te rog și eu, Doamne, ca să ne speli, Doamne Iisuse, gândul, să ne speli viața, să ne faci curat, ca în inimile noastre, Doamne, să domnească această bucurie, Doamne, a învierii în tine, Doamne. Amin. Te rog frumos să schimbi, Doamne, și sufletele noastre, Doamne, și privirea noastră, să fie ajută spre tine, Tu, Creatorul Universului, Tu, Cel, Doamne, care cu toate minunile astea, care le vedem cu ochii liberi, Doamne, și nascuns, Doamne, desfărește sufletul meu pentru toate, în mod special, cer binecuvântarea Ta peste copilași. Amin. Doamne, se crește în Tine, Doamne, bun. Văd că școlile, Doamne Iisus, se impun anumite lucruri de învățat, Doamne, dar din cer nu-i lăsa, Doamne, să se cadă, Doamne, să pradă. Dai milă, Doamne. Te rog, dar în cer, păzește-i Tu, Doamne Iisuse, păzește-ne și pe noi, Doamne. Amin. Lasă îngerii Tăi, cum i-ai lăsat și până acum, Doamne, să ne păzească și de virus, Doamne. Amin. Ca, Doamne, toate la sfârșit, Doamne, sunt gloria Ta, Doamne, nimic nu e al nostru, Doamne, ci tot e al Tău, Doamne. Binecuvântat să fii Tu și înălțat în vecii vecilor, Doamne. Amin. 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 Îți mulțumim, Doamne, pentru părtășia din această dimineață. O părtășie legată prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Da. De aceea suntem aici ca să onorăm numele Tău, să binecuvântăm numele Tău în această zi și îți mulțumesc pentru dragostea care a îndreptat-o către noi și în săptămâna care a trecut. Ne simțim iubiți de Tine, simțim îți mulțumim, Doamne. Suntem copiii Tăi, mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Da. Mulțumim că ne-ai dat atâta credință încât să acceptăm acest lucru în inimile noastre. O, slavă Ție, îți mulțumim. Viața noastră este asigurată în Tine, Doamne. Da. Viața aceasta nu se va termina la mormânt, nu se va termina pe un pat de spital, ci vom petrece veșnicia întreagă împreună cu Tine. Amin. Suntem mireasa Ta, îți mulțumim pentru acest cadou minunat pe care l-ai făcut, să ne numești copiii Tăi. Și noi să te putem numi Ava, adică Tată. Îți mulțumesc în această zi pentru cuvântul vieții, care încă e deschis în mijlocul nostru. Da. Lasă din acest cuvânt, prin Duhul Tău cel Sfânt, să curgă izvoare de apă vie, Doamne. Lasă să hrănească viețile noastre, da, să hrănească trupurile noastre, sufletele noastre.
și hrănindu-ne din acest izvor al vieții, să fugim de păcat, să ne spărțim, ne depărtăm de păcat, să ne apropiem de tine. Amin. Sfințește poporul tău și pentru întâlnirea cu tine. Mai lucrează, Doamne, cercetare în viața celor care nu te cunosc. Amin. Lasă ca cuvintele auzite, ca predicile, ca cântările, ca rugăciunile să nu se întoarcă fără rod. Îți mulțumim, Doamne, că la vremea potrivită vei aduce mântuire în viețile celor pentru care ne rugăm. Te rog să fii cu cei care sunt pe un pat de boală, Doamne, care suferă de durere sau suferă pe un pat de spital sau nu pot să se închine. Doamne, în numele Domnului Iisus te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, alină durerile. Amin, te rugăm. Te rog, Doamne, în această zi, lasă ca în centrul a tot ceea ce facem în casa Ta sau în casele noastre să fie persoana Domnului Iisus Hristos. Amin. Pe Tine te cinstim, pe Tine te iubim. Mulțumim pentru oportunitatea de a fi în casa Ta, în ziua Ta, da, de a Te celebra pe Tine după o săptămână de lucru. Slavă Ție, glorie Ție pentru toate. În numele Lui ne-am rugat și Te binecuvântăm. Amin. Amin. Da, da. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. Da. Amin. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Da, amin. Încă un cuvânt din partea Domnului Iisus spune: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Și Domnul să ne ajute să vedem slava lui Dumnezeu și pe Domnul când vom ajunge acolo. Amin. Să luăm locul și să mai cântăm spre slava Domnului. Într-adevăr, dacă Domnul n-ar fi fost și nu este de partea noastră, așa spune cântarea, am fi ca praful luat de vânt. Dar refrenul spune: dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Și nesperit
Domnul
este cu tine. Domnul este cu tine. Și în vânt și pe munte, când e vântură sau e soare pe cer. Pace și bucurii. Slăvit să fie Domnul, este un har să fim din nou în casa Lui, să binecuvântăm numele Lui. Și ce am făcut noi până acum a fost exact ceea ce psalmistul spune în psalmul 96. Sunt 13 îndemnuri în 13 versete. Iată psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idole, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate, să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Amin. Amin. Să venim cu rugăciune de mulțumire înaintea Lui și să cerem binecuvântarea asupra serviciului care ne stă înainte. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Și voia Ta a fost ca să mai avem încă o zi la viața noastră. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ne-ai permis, ne-ai dat voie, ne-ai dat viață, ne-ai dat zile, sănătate, suflare de viață ca să fim în casa Ta, să slăvim numele Tău. Voia Ta a fost ca să venim aici. Doamne Iisuse, acum Te rugăm, fii prezent cu noi. Deschide, Doamne Iisuse, inima ca să putem să lăudăm numele Tău cel Sfânt, nefiind legați de păcate. De aceea dezrobește Tu, dacă mai e păcat și e păcat în viațele noastre, Te rugăm ca Tu să le curăți, să ne curățești, Doamne Iisuse, ca cu o inimă liberă, neținută, fără frică, să lăudăm numele Tău și în această zi. Îți mulțumesc pentru că Tu ai dus frații și surori în casa Ta ca să laude numele Tău, să dăm slavă numelui Tău, să laudăm cu buzele noastre mărirea Ta, căci Tu meriți. Și niciodată o viață întreagă nu ne-ar fi destulă ca să laudăm cu buzele noastre pe Tine după mărimea Ta. De aceea Te rugăm, primește inimile noastre ca dar. Doamne Iisus, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dat. Mulțumesc și Te rugăm, prin harul Tău, îndură-Te de poporul Tău și vorbește încă o dată și astăzi. Răspunde Tu după problema fiecăruia și nevoia fiecăruia. Doar Tu poți atinge cu cuvântul care va fi vorbit adâncul inimii. Te rog, Doamne Iisuse, vorbește Tu, iar robii Tăi ajută să asculte. Amin. Vă invit să ocupați locurile, vom lăuda pe Domnul cu încă o cântare, apoi voi invita copiii aici să laude pe Domnul după programul copiilor, Cristian cu Andrew vor avea o cântare, Domnul să binecuvinteze. Când ești aproape de Dumnezeu, nimic în viață nu ți este greu, de la-i pe Iisus, totul e frumos, căci El e viața, Iisus Hristos. Ești aproape de Dumnezeu.
viața, Iisus Hristos, tu vei avea, de fericit acest mozeu, dacă nu stai de cu el, pe calea sa, dacă e așa, întoarce-te și nu pleca, Iisus iubește ființa ta. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Jesus said, I'm the way, and the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. John 14:6. Amen. Calea spre Dumnezeu e doar una.
Thy word I pin in my heart that I may not sin against God. Psalm 119:11. Amen. 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 Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Oh!
Uitați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Amen. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things shall be added to you. Matthew 6:33. Amen. Frate, auzit! Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Marcu 16:15-16. Amen. And he said to them, go out into the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. He who does not believe will be condemned. Mark 16:15-16. Amen. Amen. Nici măcar prea multe mașini pe drumurile României, noi la grupa mică am învățat o cântare și sunt foarte curioasă dacă toți vă aduceți aminte și dacă vă aduceți aminte, e una foarte scurtă, atunci cântați și voi cu noi. Eu i-am învățat pe copii când erau destul de mici și acum uite, VBS-ul de săptămâna cealaltă ne-a adus-o în minte pentru că este o ilustrație extraordinară a tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar cine conduce mașina, o știți? Da. Haideți cu noi împreună! Cine conduce mașina e Iisus, singur cu el voi ajunge în cer sus. Nu mă tem chiar dacă drumul e greu, căci la volan stă Iisus, nu stau eu.
Slavă Domnului, amin. Domnul se binecuvânteze pe copii. La ora de rugăciune, frate Timotei a citit din Ioan capitolul 11, versetul 1 și acolo începe acest text cu cuvintele unu mare care Lazar. Pentru unii s-ar putea, sau pentru cei care ne urmăresc online, s-ar putea acești copii să fie niște oarecare copii. Oarecare copii, fraților, nu sunt oarecare copii. Pe mormântul lui Lazar astăzi scrie aceste cuvinte. Twice dead, friend of Jesus. Lazar, twice dead, friend of Jesus. Lazar de două mort, prietenul lui Iisus Hristos. Frații și surori, când este Iisus Hristos într-un oarecare om, acel om nu mai este un oarecare simplu om. Acel om este prietenul lui Iisus Hristos. Acel om sărășluiește Duhul lui Cel Sfânt. Și rugăciunea noastră este ca într-o zi acești copii atât de frumos care au cântat despre Domnul Iisus Hristos, acest Iisus Hristos să locuiască chiar în inimile lor, așa cum locuiește în inimile părinților lor. Câteva anunțuri. Serviciile noastre duminicale sunt în fiecare duminică la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. Iată, ne-a ajuns și în ultima duminică din luna august, din luna iulie. Grăbesc. Pe 2 august vom avea cina Domnului, vom sta împreună la masa Domnului, îndemnul meu ca de fiecare dată, cu o săptămână înainte ca să ne prezentăm la masa Domnului, este să ne pregătim inimile și să încercăm să trăim o viață curată și sfântă înaintea Domnului. Am primit un telefon de la fratele Adrian Necone săptămâna asta, la începutul săptămânii, biserica din Des Plaines aniversează 50 de ani de activitate. It's a big deal. Și cu părere de rău, n-a putut invita toate bisericile la fel cum de obicei se face la o aniversare. Dar am transmis urări bisericii din Des Plaines, vor fi citite, cred că deja au fost citite din partea bisericii Emanuel. Să ne rugăm pentru ei, pentru lucrarea care o fac în biserică. Mi-a spus că în luna august vor avea și ei VBS, biserica Logos va avea VBS, Domnul să-i binecuvânteze și să aducă roade în inimile copiilor și să-i binecuvânteze, să-i pregătească și pe cei care vor fi acolo împreună cu ei. În timpul unei cântări ne vom închina și cu darea noastră de bună voie, apoi ne vom alătura de cuvântul Domnului. Thank you.
Permiți să deschideți cuvântul Domnului la Epistola lui Pavel către Galateni. Duminica trecută am dat citire din capitolul 5 și duminica aceasta tot vom citi din capitolul 5, numai că alte versete, de la versetele 16 la 26. 10 versete vom citi din Epistola lui Pavel către Galateni în capitolul 5 și haideți să dând respect cuvântul Domnului să citim stând în picioare. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetele 16 la 26, pagina Biblia Cornelescu 1143 și cuvântul Domnului spune astfel. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Căci cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Vă invit să ocupați locurile. De când scria Martin Luther, de-abia apăruse tiparul și cărțile aveau titlurile lor sau felul lor de titlu. Astăzi, mai nou, în secolul 21, pe cărți, de obicei, cine are bibliotecă, a observat că este titlul cărții și apoi este un subtitlu, pentru că titlul poate fi confuz uneori. Ca, spre exemplu, câteva cărți. O carte scrisă de Ravi Zacharias, care are titlul Sfârșitul rațiunii. Despre ce ar putea spune o astfel de carte, dar subtitlul spune un răspuns adresat ateismului de tip nou, Sfârșitul rațiunii. Sau o carte scrisă de John F. MacArthur, scrie Carismaticii. Și subtitlul scrie O perspectivă doctrinară. Adică este mai mult, prin titlu nu poți să spui de obicei chiar totul. Sau A.W. Tozer are o carte care este intitulată Rutină, putreziciune sau trezire. Ce poate o astfel de carte să ne spună nouă? Și subtitlul spune astfel, problema schimbării și a ieșirii din status quo. Epistola lui Pavel către Galateni. Un titlu atât de scurt, sau Galateni. Dacă am alege sau dacă am putea să-i punem un subtitlu, duminica trecută am spus acest lucru, un subtitlu pentru cartea Galateni ar fi acesta. Libertatea în Hristos. Întreaga epistola lui Pavel către Galateni vorbește despre libertatea noastră în Hristos. Aceasta este ideea principală, ideea pe care Pavel o accentuează din nou și din nou în fiecare capitol. Și pe la jumătatea cărții Galateni, a epistolei sale, el pune accentul că noi suntem în robie și noi suntem sub blestem. Robia vine din partea păcatului, blestemul vine din partea legii și noi suntem plasați acolo sub robie, sub blestem, departe de libertate. Și de fiecare dată când Pavel vorbește despre libertate, și o face în fiecare capitol din cartea Galateni, de fiecare dată când el vorbește despre libertate, Pavel, condus de Duhul Domnului, adaugă și o avertizare cu privire la faptul că aceasta, adică libertatea, ar putea fi pierdută ușor. Am spus, am dat acea imagine a libertății, ar fi
o analogie a cuvântului libertatea în Hristos ar fi un om încătușat și care stă sub crucea lui Iisus Hristos și atunci când picură sânge de pe crucea Domnului Iisus Hristos sau din rănile lui, pe lanțul cătușilor, acel sânge rupe lanțurile. Și atâta timp cât ești sub crucea lui Hristos, ai lanțurile rupte. Ai libertatea lui Hristos. Și Pavel de fiecare dată vine cu o avertizare. Libertatea poate fi ușor pierdută. Cum? Ei, unii se întorc din libertate din nou în robie. Unde se scris asta? Galateni 5, cu 1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Poate fi ușor pierdută, de aceea îndemnul pe care îl dă Pavel este să rămâi tare. Nu-ți spune, rămâneți lejer. Vă sunteți ocrotiți de Duhul Sfânt acolo puși de un bar. Don't worry, voi ați fost salvați, mântuiți, predestinați, stați acolo, don't worry. Nu, altfel ar fi scos, ar trebui să fie scos sau înlocuit cuvântul tari. Și să spună, rămâneți și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Stați acolo plasați. Rămâneți, dar tari. Pentru că se poate ușor să luneci din nou sub jugul robiei și se poate pierde libertate. O altă cale de a îți pierde din nou libertatea este să cazi în extrema cealaltă și să fii sau să cazi în libertinaj. Unde scrie asta? Capitolul 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Adică voi ați fost chemați la libertate. Ați căpătat libertatea. Dar voi vreți mai mult decât libertatea. Și mai mult decât libertatea, asta va duce din nou în păcat. Sau să o pierdeți libertatea. Iată ce spune el. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Ăsta e libertinaș deja. Unii pleacă înapoi sub robia păcatului, sub blestemul legii. Alții pleacă în extrema cealaltă și spun, noi am fost eliberați, noi am fost aduși la slobozenie, păi se poate mai mult decât atât, că Hristos este cu noi, Harul este cu noi, neîncetat. Și cad în libertinaj și astfel nu mai este libertatea lui Hristos, ci este, după ideea lui Pavel, este din nou robie. Mai cu seamă versetele 13 la 15 din capitolul 5, ne vorbește despre trei lucruri despre libertate. Iată-le. Controlul de sine, slujirea în dragostea semenului și supunerea față de legea lui Dumnezeu. Trei lucruri, vorbesc aceste trei versete despre controlul de sine, cum să mă controlez eu, cum să slujesc în dragoste semenului meu și cum să mă supun legii lui Dumnezeu. Vedeți, frați și surori, libertatea noastră sau libertatea oferită de Hristos ne-a fost dată nu pentru a face o pricină de slobozenie. Libertatea care ne-a fost oferită de Hristos sau în Hristos ne-a fost dată cu scopul de a ne sluji unii pe alții. Și știți ce? Unii au înțeles. Unii au înțeles foarte bine acest lucru, acest principiu. Ba mai mult, țin minte când eram eu copil, unii nepocăiți înțelegeau acest lucru mai bine decât pocăiții. Știți cum? Ei ziceau, am de construit o casă. Vecinii nu mă prea ajută. Cunoscuții n-o să vină când am de construit o casă. Pocăiții ajută. Dar ca ei să-mi sară în ajutorul, trebuie să mă pocăiesc. Și veneau la biserică și să pocăiau. Și nu știu cum în România, dar în Moldova se chema cuvântul clacă, în care fiecare făcea lut, paie și făceau cărămizi. Și era un lucru mare. Și 20 de oameni nu erau destui, trebuiau în jur de 100 de oameni. Și apoi casa s-o ridici. Și unii au prins ideea. Vin la pocăiți, că pocăiții când e nevoie de un ajutor, ei sar în ajutor. Frații și surori, noi am fost eliberați, noi am fost în robie, am fost morți, am fost eliberați și n-am fost eliberați ca din slobozenia asta să facem un motiv ca să devenim și mai liberi.
Slobozenia asta ni s-a dat ca să-i ajutăm pe ceilalți, conform versetul 13. Dar vine o întrebare, răsare o întrebare care trebuie neapărat să ne punem. Și întrebarea este aceasta. Cum sunt posibile aceste lucruri în viața mea? Adică controlul de sine, slujirea în dragoste a seminului și supunerea față de legea lui Dumnezeu, cum pot eu să le am în viața mea? Răspunsul este unul simplu și l-au auzit de multe ori, nu este complicat și răspunsul este acesta, prin Duhul Sfânt. El este singurul care poate să ne țină cu adevărat liber. Secțiunea în care Pavel dezvoltă această temă este cu precădere destinată Duhului Sfânt și pentru aceasta Pavel, fiind condus iarăși de Duhul Sfânt, menționează lucrarea Duhului Sfânt pentru că Pavel crede că libertatea noastră în Hristos este menținută doar soli de Duhul Sfânt. Și el spune în versetul că Duhul Sfânt este cel care ne sfințește, este singurul care poate să se opună și să supună carnea noastră, aceasta o le spune în versetele 16 la 17, tu nu poți să supui carnea, firea pământească, el este în stare. Duhul Sfânt poate să ne învrednicească să împlinim legea, așa încât să fim eliberați de substăpânirea ei, despre aceasta vorbește în versetul 18, și Duhul Sfânt poate să crească roada neprihănirii în viețile noastre, versetele 22 la 23. Duhul Sfânt este foarte implicat în viața noastră. Dar, haideți să analizăm umblarea prin Duhul. Pentru că aici avem o poruncă și avem și un conflict. E o poruncă, dar e și un conflict care ne împiedică să aplicăm această poruncă. Care este porunca? Versetele 16 la 17. Vedeți, toate epistolele lui Pavel poartă un caracter care vorbește mult despre credință, despre comportament, despre principii și despre practică. Acum, dacă alegem să vorbim numai despre una, spre exemplu, luăm învățătura care prezintă numai credință. Și am încercat acest subiect să-l predicăm de la învoane mult timp. Unora li s-ar părea acest subiect, credința, unul greoi, unul rece. Dacă am alege să predicăm învățătura care prezintă numai comportamentul, s-ar putea pentru unii să li se pară că este predica un exercițiu mental. Dar nu la Pavel. Pavel păstrează toate aceste lucruri în echilibru. Și la Pavel acest echilibru poate fi, dacă vreți, într-un talger și în altul, puneți lucrurile acestea. Credința și practica. Pentru că Pavel are în mintea lui și se gândește permanent la scopul final al unui creștin. Care este scopul final? Cerul. Dar aici pe pământ până am ajuns cerul? Spune altora despre Iisus Hristos și... Da. Și să prezinte pe fiecare sfânt și să crească în fiecare om chipul Domnului Iisus. Să devenim ca și Iisus. Ăsta este produsul final pe care Pavel îl vrea cu ardoare. El vrea fiecare om, după ce a fost ucenicizat, să seamene ca și Domnul Iisus Hristos. Biserica primară, 3.000 de oameni s-au pocăit într-o singură zi. Unii poate au plecat din nou în Mesopotamia, dar timpul care au petrecut ei de sărbătoare la cincizecime în Ierusalim, sunt sigur ucenicii i-au luat și i-au ucenicizat. Și când au plecat ei într-o parte sau în alta, Pavel i-a vizitat. Și a vrut să scoată acest produs din fiecare om. Acesta a fost scopul vieții lui. De aceea, totdeauna când Pavel va spune ceva, când el va scrie ceva, va scrie cu scopul ca fiecare om să seamene cu Iisus Hristos.
Și Pavel, nu, straniu, dar Pavel ne arată că putem deveni ca el. Iată porunca, versetul 16. Zic, dar, umblați cădrmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Sunt antonime, teme contrastante din Epistola către Galateni, legea și harul, pe care Pavel le-a arătat de nenumărate ori că sunt incompatibile atât în salvarea noastră, cât și în sfințirea noastră. Legea și harul sunt incompatibile. La fel cum copiii au spus, nu puteți sluji la doi stăpâni, Pavel vrea să spună, nu puteți să fiți și în har și în lege, fie veți iubi legea mai mult și veți vrea să apărați pioși și sfinți și harul va pleca, fie veți fi doar cu harul și abandonați legea. Nu puteți fi cu amândouă și să fiți numiți oameni salvați și mântuiți sau sfinți. Pentru că automat ce ai încercat să aplici toată legea și o ții poate pentru o lună perfect și ai greșit într-una, într-o singură zi, te-ai făcut păcătos de toate celelalte. Deci nu este în lege neprihănire, nu este în lege sfințire. Omul nu poate, nu este în stare să împlinească în mod perfect legea sau soli perfecta, de unul singur perfect să împlinească legea. Așa că acestea nu au folosit niciodată ca mod de salvare. Iar credinciosului i s-a oferit o cale de salvare și aceasta este prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, sfințenia vine doar din Duhul Sfânt. Sfințenia vine doar din trăirea nu prin performanța noastră. Nu devenim sfinți pentru că am făcut ceva. Este o învățătură stricată pe care unii o cred că făcând anumite ritualuri mă pot depărta de păcat și astfel devenind sfânt. Ei cred în performanța proprie de sfințire. Pavel acuză o astfel de învățătură. Nu o va predica niciodată. Ci ceea ce face în viața noastră Duhul Sfânt este ceea ce oamenii cred că o pot face de unul singur, adică sfințire. Și iată cum Pavel prezintă porunca. În primul rând, el spune în versetul 16, zic, dar, puteți să încercuiți, puteți să puneți deoparte acest cuvânt, zic, dar, umblați. Și cuvântul umblați, frați și surori, ne indică faptul că Pavel vrea să ne vorbească despre ceva continuu. Pavel vrea să ne vorbească despre o acțiune regulată. Pavel vrea să ne vorbească, în alte cuvinte, de un mod de viață. Și mai nou, fiindcă suntem într-o societate seculară, oamenii atât de mult folosesc și vor să își scuze viața lor spunând că ei au adoptat un stil de viață. Acesta este stilul meu de viață. Și vei observa, ei sunt diferiți decât restul lumii. Ei au un stil de viață, ei au un mod de viață. Și noi îi observăm, noi putem spune, omul ăsta este diferit, stilul de viață a omului este diferit. De ce creștinii nu spun, noi avem un mod de viață? Sau dacă cineva ar merge pe stradă și ar spune, domnule, grupul ăsta sau omul ăsta are un alt mod de viață. Mai de mult în România se putea spune lucrul acesta. Mai de mult în Republica Moldova se putea spune lucrul acesta. E diferită, e pocăită sau e pocăit. Cum? Păi are batic. Păi are fustă lungă. Păi are cutare. El e în sacou, el nu e în sacou. Vorbește frumos, nu vorbește frumos. Asta o vedea omul când
te uitai la el pe stradă și îl vedeai pentru prima și ultima oară, spuneai că e un pocăit. Dacă stăteai mai mult timp cu el, o lună, două luni, toată fusta și toată rochea și toată baticurile deja nu mai erau niciun semn de sfințenie. Pentru că era un stil de viață exterior. Astăzi, unii oameni, cu precădere printre creștini, fie că e din afară, fie că e dinăuntru, nu mai pot spune că au un mod de viață creștin. Vreți? Cuvântul umblați este un progres, este o acțiune continuă. Am început cândva și eu stau în modul ăsta de viață, eu nu mă schimb. Observați Neemia atunci când am spus duminica trecută, el era în Babilon, dar Babilonul nu l-a putut corupe. Un om cu coloană vertebrală, el a venit în robie, a stat paharnic în palatul împăratului. Și uimire mare, fiind înconjurat de atâta noblețe, de atâta bogăție, de atâta putere, omul acela a rămas continuu Neemia Vechiului Testament. Același stil. A umbla înseamnă, sau umblați înseamnă a umbla, avea un progres, a merge dintr-un punct, punctul A, spre punctul B, la fel. Un creștin se supune controlului Duhului Sfânt și înaintează în viața lui spirituală. Iar merge înainte. A umbla cărmui de Duhul și a nu împlini poftele firii pământești. Este același principiu pe care Pavel îl descrie și în Roman capitolul 13 cu versetul 14, unde în momentul în care te-ai îmbrăcat în Iisus Hristos, în momentul în care Iisus Hristos este parte din tine, nu îi mai poți face pe gustul și după capriciile firii pământești. Pavel de nenumărate ori spune acest principiu. Și romanilor, și galatenilor le spune, odată ce sunteți în Hristos, nu mai gândiți firea pământească. Nu mai încercați. Nu provocați. Sunt două compartimente, frate și sori. Firea pământească și omul nou. Sunt două compartimente. Și aceste două compartimente se exclud reciproc. Așa că în viața noastră de creștin, ori umblăm conduși de Duhul, ori funcționăm după dorințele cărnii. Dar nu se pot pune amândouă. Nu pot viețui amândouă. Hristos ne-a spus de multe ori lucrul acesta. Pavel ne-a spus de multe ori lucrul acesta. Acum în Galateni ne spune lucrul acesta. Vă întreb, pentru că în timp am întrebat pe mine, de ce sau ce motiv aș avea eu să cred că eu pot să trec peste ceea ce Hristos a spus și Pavel a spus? De ce mă las amăgit uneori și aud și ascult minciuna diavolului care spune, știi ce? Tu le poți să iei pe amândouă. Poți să fii și cu Hristos și să-ți potolești și firea. De ce îi dăm voie măcar să spună, să șoptească în urechile noastre că putem avea slobozenie și în același timp să ne satisfacem firea pământească? Iată trei lucruri care înseamnă pentru creștin să fie cărmui de Duhul Sfânt. Și acest verset a fost spus. A fost spus în această dimineață, dar din cauza că a fost repetat atât de mult, noi uneori am ascultat intonația cu care s-a spus, copilul care l-a spus, ce a spus a meu, ce a spus a tău, și am uitat ce s-a spus ei. De fapt, mesajul și copiii au spus, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Un om, un creație nouă, condusă, cârmuită de Duhul Sfânt, în primul și în primul rând, e ca un burete care este îmbibat cu adevărul și cu dragostea lui Iisus Hristos. În primul rând, un om condus de Duhul Sfânt este un om care este îmbibat de cuvântul Domnului și de dragostea Domnului Iisus Hristos. Al doilea lucru ce înseamnă un om condus de Duhul Sfânt este o viață care o trăiește un om în permanență în prezența lui Hristos Iisus.
în istorie a fost un om care a trăit în prezență, necontenit, neîncetat, ca înaintea lui Dumnezeu. Care este numele lui? Avram. Avram umbla în fața lui Dumnezeu. Mergea în fața lui Dumnezeu. Și iarăși din nou mi-aduc aminte despre acea imagine pe care fratele Cosmin a spus-o duminica trecută, când s-a prins imaginea lui în Walmart și te arată acel monitor și deodată îți schimbi poziția și încerci să arăți mai bine, mai fain, dar până atunci cum era? Întristat, un pic. Avram umbla înaintea lui Dumnezeu. Adică ce? Totdeauna drept, totdeauna sfânt, totdeauna cu frică de a nu păcătui. Frați și surori, noi mergem, noi ne trăim viața în permanență înaintea lui Iisus Hristos. Dar mai mult pentru un copil al lui. Și al treia lucru ce înseamnă un om cârmuit de Duhul Sfânt este o viață trăită după exemplul lui Iisus Hristos. Un om care este plin de adevărul și dragostea lui Iisus Hristos este un om care umblă în permanență în fața lui Dumnezeu și o viață trăită după exemplul lui Iisus Hristos. Acesta este omul condus de Duhul Sfânt. Aceasta este porunca, frații și surori. Umblați cărmuți de Duhul. De ce nu umblăm? Hai că totul e ușor. Am spus ce înseamnă un om condus de Duhul Sfânt. Plin de cuvânt, plin de adevăr, trăim viața înaintea lui Iisus Hristos și îl avem pe exemplul Domnului nostru Iisus Hristos înaintea ochilor noștri. Haideți să aplicăm porunca. Punct. Ce ne împiedică? Am spus, este poruncă și conflict. Porunca e bună. Porunca e foarte bună și toți suntem de acord. Dar este un conflict. Este ceva ce ne împiedică această poruncă la care am răspuns cu amin să o punem în aplicare. Amin. Care este conflictul? Versetele 17 și 18. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Acest text, împreună cu alte multe lucruri din Noul Testament, frați și surori, ne arată că un blac cărmui de Duhul Sfânt nu înseamnă o predare pasivă. A umbla în Duhul Sfânt nu înseamnă, la fel cum unii au învățat să note, au fost aruncați în apă și instinctul de viață a început să activat și omul a început să note, să dea și de mâini din picioare și astfel a fost biruitor și astfel a fost învățat să note. Umblarea cu Duhul Sfânt nu e un lucru în care am intrat și acolo e totul bine, e totul liniștit, nu te mai atacă nimeni, nu te mai agață nimeni, nu e ispită, nu e încercare, nu e nimic. Nu, e o părere greșită, e o învățătură greșită. Vedem că există un conflict. Viața condusă de Duhul Sfânt este o viață plină de conflicte, pentru că există o bătălie continuă cu vechiul fel de viețuire al cărnii care conține și care încearcă să te seducă pe tine, pe cel credincios. Carnea sau firea pământească reprezintă ceea ce suntem noi din naștere, pe când Duhul este ceea ce devenim prin nașterea din nou, din Duhul Sfânt. Sunt două lucruri diferite. Și firea este partea credinciosului care acționează totdeauna și va acționa această bătălie până când vom închide ochii. Aceasta a fost și partea urării către biserica Displains. Vedeți, nu zadar Pavel ne îndeamnă să luăm toată armura Duhului Sfânt. Toată armura lui Dumnezeu, de fapt, spune acolo. Printre care se găsesc, le știți pe toate, dar printre care mie îmi sară în ochi aceste două și cu acest când voi încheia.
În seară două detalii din armura lui Dumnezeu. Este scutul și este sabia. Vreți, frate și surori, noi de obicei, fiindcă poate este mai ușor, dar de obicei în luptă plecăm cu scutul de obicei. Noi spunem, avem credință. Și mergem cu un singur scut. Ironia este că cine pleacă cu un singur scut în bătălie va primi așa de multe lovituri că mai degrabă sau mai târziu va slăbi. Puterele va scade și scutul acela va cade. Și aici vine întrebarea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă mulți astăzi luptă doar cu scutul. Și când lupți cu scutul, ai toate șansele de a pierde bătălia. Și aici vine întrebarea lui Iisus Hristos și spune, când va veni Fiul omului, va găsi El scutul. Va găsi El credință pe pământ? Nu e doar scutul. În Efeseni 6 nu este doar scut ca și armură. În Efeseni 6 este toată armura lui Dumnezeu. Și acolo al doilea obiect este sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, noi avem o bătălie. Noi suntem implicați într-o bătălie care va termina, va fi oprită doar când noi vom închide ochii. Dar până atunci, cu un singur scut să lupți, nu e bine. Am învățat că nu este destul doar să te aperi. Trebuie din când în când să și ataci. Haideți, mai ales că după ce am aflat că această predică nu s-a terminat, vom continua la serviciul de seară să vedem care este conflictul. Haideți să aplicăm sau să încercăm să umblăm cărmuiți de Duhul. Am răspuns cu toții cu amin când am spus porunca e bună, porunca e bună. Umblați dar cărmuiți de Duhul, noi putem umbla zilnic cărmuiți de Duhul. Nu este dificil, ceva ne împiedică. Pe tine te împiedică, pe mine mă împiedică. Și Hristos, Pavel, ne dă soluția că putem pe acest pământ să devenim oameni după chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Vă invit în această călătorie, copiii v-au îndemnat în călătoria care au făcut-o ei săptămâna trecută cu mașina. Haideți să aflăm mai mult despre firea pământească, despre porunca aceasta și cum putem să o aplicăm în viața noastră ca să fim într-adevăr oameni cârmuiți de Duhul Domnului. Amin. Haideți să venim cu rugăciune la încheierea serviciului din această dimineață. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ne-ai dat ocazia de a fi în casa ta, de a ne china ție în duh și în adevăr. Îți mulțumesc, Doamne, că de dimineață ne-ai vorbit despre faptul că în tine, oricine ar fi el, un oarecare, și eu mi-am pus numele meu, cu tine în mine, acest oarecare devine cineva, devine copil al lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru nașterea din nou care ai produs-o în viața mea. Îți mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt care a adus această naștere din nou și mă apropie zilnic de Tine. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru porunca minunată pe care Tu ai pus-o pe paginile Sfinte Scripturi și mă îndemn pe mine și pe frații mei zilnic să ne lăsăm cârmuiți de Duhul Tău cel Sfânt. Aceasta este dorința Ta și dorința Ta este spre binele nostru. Tot noi câștigăm din aplicația acestei porunci, dar, Doamne, noi suntem atât de slabi uneori și această poruncă este atât de grea să o aplicăm, dar Tu ești atât de bun cu noi că ne-ai dăruit Duhul Tău cel Sfânt și El ne ajută. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să îmbibăm ca un buret adevărul Tău și dragostea Ta. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să umblăm pe acest pământ, la fel ca și părintele nostru Avram, care umbla înaintea lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să aplicăm exemplul Tău.
Îți mulțumim pentru această zi, pentru învățătura din această zi. Te rog, Doamne Iisuse, pune-o adânc în inima noastră, dă-ne putere să o aplicăm în această săptămână, căci curând vom sta din nou la masa Ta și vrem cu o inimă cercetată și cu o inimă curată să putem întinde mâna la pâine și la vin. Mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru fiecare soră și frate, pentru fiecare copil care în această zi a avut posibilitatea să laude numele Tău cel Sfânt. Mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că Tu vei pune acest cuvânt adânc în inima noastră și ne vei ajuta și ne vei da izbândă. Ajută-ne plecând din casa Ta să ne îmbrăcăm cu toată armura, fiindcă lupta nu este cu carne, nu este cu alte săbi, este vorba de domnie, este vorba de stăpânire, este vorba de duhuri. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești în noi și Cel care este în noi este mai puternic decât Cel care este în lume. Glorificat și slăvit să fie numele Tău de acum și până în veci. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsat pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus ne-a lăsat. Lăsat Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus ne-a lăsat. Cei ce sunt ai lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftile ei. Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea izbândă. Amin. Biserica este liberă.